Bună seara, Brașov! Revin pe scenă pe Horia, care are să vă spună câteva cuvinte. Aplauze pentru toată echipa Libris, care a reușit să facă acest eveniment extraordinar, unde e vorba despre cărți, e vorba despre cultură, despre lumină, despre inteligență, despre suflet, despre să devenim ca despre noi. Suntem trupa White Mahala. La rândul meu, împreună cu Libris, am reușit să lansez o carte și un CD cu același nume cu pe celul de Mateu. Puteți să le găsiți la standul Libris. Le mulțumesc din suflet și lor și Danei Cristescu. Și acum îi dau cuvântul lui Horia. În aplauze dumneavoastră, unul dintre organizatori a acestui minunat eveniment aici, în inima Brașovului. Bună seara, Brașov! Mulțumesc, Ovidiu! Vă reamintesc că suntem la cea de-a 6-a ediție a Festivalului de Carte și Muzică, proiect finanțat din bugetul municipiului Brașov și susținut de www.libris.ro, cea mai mare librărie online din România. Organizator Libris Cultural, partener Coco Sound și studiourile AP, care transmit live toate aceste manifestații de pe scena principală a festivalului. Ne aflăm alături de Ovidiu Niculescu, după cum ați văzut, au intrat direct în piesă, așa cum fac trupele mari, trupele importante din România și nu numai. În această seară, în fața dumneavoastră, se află un actor, sau un cântăreț, sau un cantautor, sau un cantactor, sau mai bine un exprimer, așa cum îi place lui Ovidiu Niculescu să spună, pentru că el nu crede că un artist trebuie să fie limitat la un singur gen pentru a se exprima. Ovidiu...